În filmul de astăzi ne îndreptăm spre platoul Patis, una dintre cele mai populare zone din Munții Apuseni și Munții Bihor. Si putem cunoaște atractiile satului de vacanță Boga din apropiere și împrejurimile sale la o altitudine de 550 de metri. Satul de vacanță Boga, numit și holul de la intrare în Patis, care este legendar pentru frumusețea sa naturală, oferă turiștilor și numeroase posibilitatea de excursie în vaile paraului Boga și Bulz. Așezarea este situată la 9 km de marginea platoul Patis și Pietroasa. Să aruncăm o privire cum să ajungem din bazinul Beiușului în satul de vacanță Boga cu ajutorul videoclipului nostru. Deci drumurile sunt de o calitate destul de bună. Trebuie condus cu atenție în munți, deoarece drumurile de munte sunt întortocheate și de obicei înguste. Iarna, aceste drumuri sunt curățate regulat, folosirea anvelopelor de iarnă este obligatorie și sunt adesea necesare lanțuri de zăpadă. Drumul nostru ne conduce prin Valea Pitorească a Crișului Pietros. Așezarea din Valea Boga este una dintre cele mai vizitate stațiuni din Munții Apuseni. Satul de vacanță Boga, ascuns în târâ un cadru pitoresc între muntii înalti, este un mic sat de vacanță liniștit și calm, înființat în anii 1970 la confluenta paraului Boga și Valea Rea și nu este supraaglomerat cu case de vacanță. Satul de vacanță Boga, sau pe scurt Boga, oferă și turiștilor din platoul Patis drumetii frumoase în împrejurimi și cazari în motelurile locale sau pensiuni. Deși există posibilitatea de cazare pe platoul Patis și de-a lungul serpentinei care duce la Patis, Boga continuă să fie drept punct de plecare pentru multe trasee spre Patis până în prezent. Accesul se face din bazinul Beiușului printr-un drum de bună calitate, paralel cu pârâul Bulz și prin Valea Sălbatică al Crișul Pietros. Sunt multe de descoperit aici, în stațiune. Valea Boga este înconjurată pe alocuri de munți înalti cu creste albe și puncte de belvedere, care ajung la câteva sute de metri înaltime. Cel mai izbitor este formațiunea stâncoasă de tip amfiteatru al amfiteatrilului Cetatea Boga sau Pietrele Boghi la est. Pe latura de sud se ridică deasupra noastră Piatra Ciungilor, în stânga ei se află Piatra Câinilor, puțin mai înaltă. În nord, deasupra așezării, lanțul muntos caracteristic al munților Bihar, înalt de peste 1600 de metri, domină valea adâncă. La vest, creasta muntilor, care se întinde deasupra Pietrei Bulzului, este împădurită, iar în continuare ei se înalta dealul Paltinetu, care se continuă până sub cornul muntilor, care se ridica la nord deasupra Asezării, cu înălțimea 1624 de metri. Diversitatea zonei este îmbogățită de numeroase pâraie și cascade sălbatice, dintre care unele sunt mai greu accesibile, dar merită efortul pentru că priveliștea ne compensează. Apele pârâielor sunt colectate de pârâul Boga, care în partea inferioară este deja cunoscut sub numele de pârâul Bulz. După Piatra Bulzului, valea devine puțin mai lată. Aici șirul de vile începe cu pensiunea Perla Boghi, iar apoi, urmând drumul de calitate mai rea spre nord-est, ajungem în Valea Sălbatică a afluentului drept al pârâului Boga. Pârâul Valea Rea. Cazarile și pensiunile pot fi găsite în apropiere ca parte a așezării Boga. Datorită activităților miniere, un drum continuă prin vale și pe versantul muntelui, ochii curioși pot găsi și astăzi tunelul montan. Dacă nu înaintam spre Valea Rea, drumul care coteste la dreapta trece peste pârâul Boga și un indicator ne arată că putem urca prin vale până la cascada paraului Bulbuci și cascada paraului Oselu, apoi pe lângă pestera Dracului până la cetatea Boga sub peretile de stânci uriașe, de netrecut. Un drum forestier ne duce la cascada Oselu, deci nu este accesibil cu autoturisme turiștilor.
Cascada Oșelu se află pe Valea Oșelu, afluent de stânga a pârâului Boga. Situată pe Valea Boga, de-a lungul drumului forestier în imediată apropiere de confluenta cu Valea Boga, Cascada Oșelu are o cadere aproape verticală, 5 trepte, și o înaltime de circa 10 metri. Cascada Oșelu este numită, de fapt, Cascada Schmidl, și a fost botezată astfel în memoria lui Adolf Schmidt, un geograf vienez. Pestera Dracului, izbuc Boga, amfiteatrul cetatea Boga. Deplasarea mai departe de Cascada Oșelu din Valea Boga este dificilă, dar pentru cei mai curajoși drumul anevoios de câteva sute de metri merită. Trebuie să treci de câteva ori prin pârâu peste pietre alunecoase. Portalul înalt de 35 de metri al peșterii Dracului oferă și o priveliste minunată. Puțin mai departe se află izbucul Boga, unde pârâul se ridică la poalele falnicei de stânga cetății Boga. Izbucul Boga este o erupție de apă unde o parte din apele platoului Padis ies la suprafață. Cascada Bulbuci este situată într-un cadru natural superb, pe valea cu același nume formată din trei trepti, fiind alcătuită din cascade de diferite dimensiuni. Lungimea lor totală este de 30 de metri, dar ultima treaptă este cea mai frumoasă și cea mai înaltă. Cel mai ușor mod de a ajunge la cascade este pornind de la drumul care duce spre Padis urmând poteca marcată. Piatra Ciungilor se ridică puțin la vest de pârâul Bulbuc. La care se poate ajunge din mai multe direcții cu diferite grade de dificultate, iar pe alocuri o poteca abruptă duce la el la începutul așezării Boga, la indicatoarele de la bifurcație, începe o poteca abruptă spre stâncile Piatra Ciungilor, în continuare putem merge până la Cascada Bulbuci. Cu toate acestea, este mai indicat să porniți de la drumul de munte care duce la Padis și să urmați semnul triunghi albastru la jumătatea drumului până la cascadă. Deși este destul de acoperit cu copaci și tufișuri, în unele locuri oferă o vedere frumoasă asupra zonei din jurul așezării și a munților din jur. Piatra Bulzului. La câteva sute de metri în fața satului de vacanță Boga se află formațiunea stâncoasă caracteristică Piatra Bulzului. Fața uriașă, cu nasul mare, supranumită și piatra indiană, este o priveliște interesantă, denumită și stânca Dogol. Urcând pe stâncă, avem o priveliște frumoasă asupra zonei înconjurătoare.
indicatorul turistic cu bandă albastră de la satul de vacanță Boga din apropiere până la Stina de Vale, atinând piatra bulzului Tis, indică acest traseu. Totuși, acest drum turistic este acum închis din cauza doborârii copacilor în furtuna din 2017. Doar turiștii mai experimentați, cărora nu le este frică de alpinism, ar trebui să se aventureze pe stânca din sit. Sub piatra bulzului, pârâul Bulz, săpat în stâncă, lângă drum, este întotdeauna o priveliște frumoasă, iar mulți turiști se opresc să-l privească,